Bună ziua! Astăzi vom face un experiment din care vom afla cum se formează picurii de ploaie. Vom avea nevoie de spumă, un pahar aproape plin cu apă, vopsea albastră și o pensulă. Acum, cu ajutorul unei linguri, Vom adăuga spuma albă în paharul cu apă. Spuma, având rolul norișorilor. Mai apoi, cu ajutorul pensulei, vom adăuga picături de vopsea albastră peste norișori. Acestea, având rolul apei care se adună în nori. Observăm că apa din pahar a devenit albastră. De ce? Prea multe picături au dus la îngreunarea norilor. De aici, aflăm că atunci când norii devin plini de apă și sunt prea grei, cad mii de picături de ploaie pe pământ. Și de aici avem parte de zilele ploioase.